Deoarece duminică 26 mai vor avea loc alegeri europarlamentare, Direcția de Evidență a Persoanelor din Giurgiu va avea program prelungit cu publicul în zilele de 25 și 26 mai, în vederea eliberării cărților de identitate pierdute sau expirate. Iată care este programul Direcției pentru Evidența Persoanelor Giurgiu în cele două zile. Sâmbătă, 25 mai, în intervalul orar 8:30-13, vor fi primite documentele, iar între orele 13 și 16:30 vor fi eliberate cărțile de identitate. Duminică, 26 mai, programul de lucru se va desfășura în intervalul orar 7 dimineața 21.